Marian, felicitări pentru această superbă victorie, 2-0 cu UTA la capătul unei partide extrem, extrem de disputate. Bună seara, mulțumim frumos, a fost o victorie foarte frumoasă. Am muncit pentru ea 90 de minute și ne bucurăm în seara aceasta și de mâine o luăm de la capăt. În condițiile care a jucat aproape a doua repriză întreagă cu un om în minus, rezultatul final este cu atât mai important. Da, pot spune că am demonstrat că suntem o echipă puternică și că suntem caractere. Am luptat, am marcat și golul 2 și am reușit să câștigăm. Asta e cel mai important, că am reușit să luăm cele 3 puncte. La faza penaltului l-a influențat pe atacantul advers? Știu, eu am încercat un joc psihologic cu el. Pe tot parcursul, nu știu cum să zic, pe tot parcursul când verificării, da? Pe tot parcursul verificării, eu m-am uitat în ochii atacantului încercând să-l intimidez. Nu știu dacă a funcționat sau nu, mă bucur că nu am marcat și că am reușit să luăm cele 3 puncte. Un succes care vă menține moralul, stăți acolo sus și mai ales că vine după această pauză, s-a reluat campionatul și continuați cu dreptul. Da, cum am spus. Muncim pentru asta, muncim să câștigăm fiecare meci și în seara aceasta ne bucurăm și de mâine o luăm de la capăt. Urmează meciul de la Sepsi, de la Sfântul Gheorghe cu Sepsi, unde cu siguranță vă doriți un nou rezultat pozitiv. Bineînțeles, orice meci îl jucăm la 3 puncte, mergem acolo să ne facem jocul nostru și să ne impunem.